Și ca să nu vă oblic să vă uitați până la final ca să-mi aflați secretul, vi-l spun din start. Bună, prieteni! Astăzi discutăm despre două lucruri extrem de simple pe care le-am făcut de fiecare dată când am reușit să slăbesc. Și sunt convins că le puteți face și voi, iar pe mine mă ajută enorm să-mi amintesc de el. Ca de obicei, trec la treabă imediat, dar nu înainte să vă rog să dați click pe like și pe subscribe. Algoritmii tuturor rețelelor știți deja că au obiceiul urât, te ascunde clipurile cu care nu interacționați, așa că ajută enorm fiecare like, subscribe sau comentariu. Și ca să nu vă oblic să vă uitați până la final ca să îmi aflați secretul, vi-l spun din start. Cele două lucruri pe care le-am făcut au fost 1. Atunci când am mâncat, m-am concentrat pe mâncare și atât. Fără televizor, telefon sau orice altceva care să mă distragă de la mâncare. Și 2. N-am mai mâncat până să mă simt complet sătul sau mai rău până să trebuiască să deschid cureaua. În același timp mi-am și monitorizat cât am mâncat și nu mi-am depășit niciodată bugetul de calorii, dar lucrul ăsta nu e deloc greu de făcut dacă nu mai mănânci până să nu mai poți. Ok, acum că mi-ați aflat secretul, haideți să vedem și de ce sunt importante aceste două lucruri care sunt extrem de simple, cum spuneam, și de ce funcționează ele așa de bine împreună. Promit că o să țin totul scurt și extrem de simplu. Atunci când nu mai ești distras de la masă, atunci când masa e masa, adică și nu uitat la televizor în soții de ronțăială, mănânci cu toate simțurile. Știu că toată lumea spune asta, dar ce înseamnă? Atunci când mănânci așa, ai tendința să fii mai atent la mâncare, la arome, la texturi, iei în bucături mai mici, le simți gustul mai bine. Concentrându-te la cea în farfurie, o să mănânci mai lent și o să-ți dai seama mai devreme că te-ai săturat. În schimb, când lopătezi mâncarea în timp ce te uiți la un film de multe ori nici nu-ți dai seama ce gustau lucrurile alea pe care le bagi în gură. Ceea ce s-ar putea să fie bine dacă mănânci varză de Bruxelles sau broccoli, dar altfel nu. Dacă alegi să mănânci așa, rapid, pe fugă, o să simți o senzație plăcută în timp ce mănânci și cam atât. Nu o să-ți dai seama de cantitatea mâncată, nu o să-ți dai seama de gusturi, de arome, de texturi, nu o să realizezi nici măcar când te-ai săturat, nimic. Iar când termin de mâncat, nu o să te simți sătul la nivel mental, pentru că aici sus nici n-ai conștientizat că ai mâncat așa că e foarte posibil să te ridici și să-ți mai ai o porție de ceva sau chiar un desert. Acum, de ce este bine să mănânci lent și să nu se bată orice la gura ta ca să folosesc o expresie de-a bunică mii? Sațietatea este dată de semnale nervoase și de hormoni. Hormoni cum sunt leptina, colecistochinina, PYY, GLP-1. În plus, pe măsură ce mâncăm, stomacul nu mai produce grelină, hormonul care ne face foame. Am mai vorbit despre aceste subiecte pe canal, dacă vreți să mai repet sau să le dezvolt, lăsați un mesaj în comentarii. Acum, pe scurt, despre ce ne interesează astăzi. Până producem acei hormoni, până își parcurg ei drumul până la creier, până sunt înregistrați de creier, durează. Nivelul hormonilor de sațietate atinge un maxim la 30-60 de minute după masă. Iar dacă tu bași mâncare pe neră suflate, de când încep să plece semnalele astea și până se înregistrează ele, ai timp să mai iei o masă. Iar dacă îți obișnuiești corpul cu mâncat până pognește reama, în timp o să-ți modifici semnalele de sațietate și o să te simți sătul doar atunci când o să mănânci până să trebuiască să-ți desfaci primul nasture de la pantaloni. Să mănânci lent și să te oprești la timp sau chiar un pic înainte e și o formă de antrenare a disciplinei care să te ajute enorm dacă vrei să slăbești. Și, de fapt, nu doar la slăbit o să fie bună, disciplina astfel antrenată poate fi folosită în o mulțime de alte aspecte ale vieții. Vedeți deja și că cele două lucruri pe care le-am discutat astăzi funcționează excelent împreună. Mâncând cu atenție, mănânci mai lent. Mâncând mai lent, îți dai seama mai repede când ești sătul și nu mai exagerezi cu cantitățile. Asta e tot. Simplu, nimic complicat sau care să ceară cine știe ce tehnici de nutriție sau de prepararea mâncării. Așa că renunțați la telefon și la televizor în timp ce mâncați. Evident, renunțați la ele dacă nu vă uitați la acest canal, caz în care continuați, vă rog. Acum, serios, s-ar putea ca închisul televizorului și renunțatul la telefon să fie tot ce aveați nevoie să faceți ca să dați jos din kilograme și să fiți mai sănătoși. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Acum, aștept să citeți comentariile voastre, iar dacă ați ajuns până aici, nu uitați, vă rog, și de butonul de subscribe, în special pe YouTube. Canalul este ajutat tare mult de acest gest al vostru. Eu sunt Ioan și, până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.